din episodul anterior. Domnul, nu mă așteptam să venim din nou la plajă după ce s-a întâmplat data trecută cu mine. Marcel, dar o să-l hai că învață ascunsele între noi așa. Hai, Pietro! Vin, hai că mă pun. Mamă, ce e asta? Ce s-aude așa? Ce s-a auzit? Lasă-mă, ajutor! Hai să mergem la că noi suntem doi și-l batem. Bine, mă, hai! În acest episod, Arusel și Castorul s-au întors pe plajă după ce profesorul a plecat acasă și s-au îndreptat spre peștere, unde și-au făcut un plan pentru a găsi comoara ascunsă. Credeți că au reușit? Scrieți în comentarii și dați like neapărat, deoarece vreau să fac un experiment prin care să observ câte persoane se uită la acest videoclip. Vizionare plăcută! Bă, Castore, Castore! Da, mă, ce? Am o idee! Ce idee? Domnul a plecat cu metrou, dar noi nu plecăm acasă, hai înapoi la plajă. Pe da, de ce? Ce facem? Domnul peștere, mai știi când a zis că o să ne arate cândva un loc lui secret? Păi da, dar crezi că ne arată acum? Da, hai acum, hai să mergem, hai. Păi da, cum? Poate păi, doarme. Îl trezim, ne vedem, ne mai arată. Poate mergem așa, în șoaptă, să nu ne audă. Bine, mă, bine. Okay, hai. Păi, Castore, mergem? Da, mă, hai. Mamă, s-a făcut și zi, bă, dar Castore, am o idee. Bă, dar să le ce idee mai, mă? Hai să facem ca noi să găsim comoara, nu să ne arate el. Păi și cum putem să facem asta, Darusele? Păi fii atent, bă, am eu o idee. Bă, dar multe idei mai. Hai zi acum că se face iară noapte. Bă, deci tu ții de vorbă. Așa, și? Și eu caut locul ascuns. Bă, ai nebunit. Ai mă încredere în mine. Bine mă, hai că am încredere, dar crezi tu că o să o găsești? Tu nu știi cine sunt eu sunt Darusel. Păi da mă, știu cine ești. Bă, dacă cum aș știi cine sunt, hai să mergem. Bine mă, hai da, să nu ne prindă, că după aia nu e bine. Da mă, dar nu ne prind, ne dau și pisa. Bine mă, hai. Bă, dar unde o fi plecat? De ce ești mă trist? Cum găsim comoara dacă nu e el? Bă, dar tu ești prost, n-ai înțeles ce am zis eu. Păi ai zis că eu trebuie să-l țin de vorbă și tu cauți. Cine îl mai ține de vorbă dacă nu e aici? Bă, Castor, dar chiar că ești prost? De ce? Ce am făcut? Bă, dacă aici nu e nimeni, sunt numai noi doi, păi nu-i mai ușor să căutăm? Da, bă, ai dreptate. Nu sunt eu cel mai deștept? Da, bă, Darusele, și azi e mâine. Bă, tu faci mișto de mine. Nu, Darusele, hai să mergem, că vine ăsta. Bine, mă, hai să mergem. Bă, Castor, dar chiar că e frumos aici. Da, chiar e, ia uite. Bă, eu aș vrea să răcosc aici, nu omul ăla. Chiar e mișto și aș vrea să stau, ia uite, focul ăsta, ia uite. Da, bă, dar mai ales florile astea, bă, nici eu n-am florile astea, bă, și mișto. Sunt ciuperci. Ăsta-s pentru bogat, mă, ăsta are minte că e sărac, mă, ăsta-i bogat, tu, ăsta-i mai bogat decât mine, mă. Floarea asta cred că e un trilion de bani de ăștia, mamă. S-ar putea, da, cred că ne minte, cred că poate are e milionar din ăla care și-a făcut el cave-ul ăsta. Bă, Castor, hai și tu, bă, la împășină să sărim. Bă, ce mai n-ai? Ha, ce, mă, ce? Terminat. Ce, mă, ce, mă? Hai, trebuie să facem, poate vine ăla. Da, chiar, bă, da, chiar, hai. Bă, da, și camere secretă, bă, că nu văd nicio cameră secretă pe aici. Păi, da, nu știu, poate e ceva ascuns prin perete, așa. Da, chiar, hai să verificăm. Bă, dar ce tot s-aude afară, mă? Ia stai să ies eu afară. Ce tot s-aude așa? Ai auzit și tu? Bă, ce s-aude, mă? Ce s-aude? Bă, s-a auzit ăla. Tu nu l-ai auzit? Bă, și ce facem acum? Bă, acum trebuie să apelăm la planul de la început. Trebuie să ne comportăm normal. Bine, bă, hai că trebuie să mă compor și eu normal. Cine a intrat la mine? Copii, voi sunteți? Ce căutați? De ce v-ați întors înapoi acum? N-a zis că vă duceți la profesorul vostru? Ce s-a întâmplat cu voi? Își face grijă profesorul de voi. Ce s-a întâmplat? Pe profesorul nostru a plecat și noi am rămas, că am venit la dumneavoastră, v-am adus o felie de pizza iară. Mulțumesc, copile, mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Ce vrei să faceți acum? De ce ați venit înapoi la mine? Păi, să mai vorbim. Da, să mai vorbim, mai e pe la întrecere. Ce întrecere, mă, copile? Adică am venit la trecere. Să treceți pe la mine, vă mulțumesc, copii, că vă gândiți și la mine așa. Vă place aici, copii? E comod. Da. Dumneavoastră sunteți bogați? Păi cum să fiu bogat? Că stau în peșteră, cum adică sunt bogat? Lumina asta cred că costă mai mult decât poate un trilion lumina asta, așa de bogată, nici eu nu am domnul. Nu e a mea, eu așa am găsit aici locul ăsta, așa e ceva fermecat, știți că v-am zis că ceva... Da, un loc secret, da, unde știi comoara, am zis comoara? Da. Vă arăt, dar nu... Da. Nu umblați acolo, da? Nu umblați, da? Bine, copii, bine. Hai, unde ați crede voi că e? Aici. Bine, nu știu, poate... De unde credeți că am venit eu? Ia, găsiți ceva. Din pământ. Da, cred că din pământ. Bravo, băiatul, așa ai găsit. Ia, intrați aici. Uitați, copii, aici, vă place? Da, dar nu putem să deschidem, nu? Nu puteți, copii, să deschideți asta aici. Mamă, dar ce tare! Mă bucur, copii, că vă place, dar stați puțin că trebuie să ies puțin până afară, ok? Mă duc acolo să mă spăl și eu pe mâini, că m-am pus să și eu aici la somn și m-a trezit din păcate. Mă duc acum să mă spăl pe mâini, ok? Bine, revin imediat, copii, mă spăl okay, acum. Okay. Mă spăl acum, copii. Te gândești la ce mă gândesc eu? Da! Hai să frâng!
Așa, gata, am spălat și acum, hai să merg acum la copii înapoi. Mamă, ce tare! Copii, ce faceți acolo? Bă, dați-vă jos că v-am zis, Încerc să deschizi copii. Nu, las acolo, că nu e bine. Se întâmplă ceva. Excalibur, domnule, Excalibur! Nu, gata, hai că nu vă mai las aici. Hai afară, că faceți prostii. Veniți afară, dacă vreți să vă arăt altă dată ce se află înăuntru, veniți afară. Ce copii, vă place comora acolo? Da, vreau să vedem ce se află. Păi ca să vă arăt ce se află înăuntru, v-am spus copii, trebuie să aveți mare grijă, adică o să vă arăt eu altă dată când am mai multă încredere în voi, că acolo trebuie să aveți mare grijă, ok? Bine, dar sunt bani acolo? Cred că sunt foarte multe chestii, că nici eu nu l-am deschis, asta zic că nu știu cum să deschide, e greu acolo, mecanismul ăla greu. Când o să încerc să-l deschid, atunci o să vă zic și vouă, copii. Trebuie să fii puternic ca să ridici sabia. Duceți-vă că poate vă caută domnul vostru profesor. Păi domnul a plecat, hai că plecăm și noi. Hai, la revedere copii, vă mulțumesc pentru vizită, pa, duceți-vă acasă, pa. Pa, ne vedem altă dată, pa. La revedere. Mamă, dar Rusel, ai văzut cât de tare e comoara aia? Da, bă, dar și el asta s-ar de gândul. Cum adică? Da, trebuie să ne gândim la altceva. La ce să ne gândim? Trebuie să găsim o soluție să deschidem comoara. Da, bă, dar data viitoare că trebuie să mergem și noi acasă. O să avem noi timp să găsim o soluție. Da, dar Rusel, hai acasă. Hai. Dă-mă like la video că te-am văzut că n-ai dat nesimțitule. Pentru asta dai și comentariu că n-ai dat like. Dacă nu, ghinion pe viață. Vi-l prezint pe Castoro, copilul sughiț care a sughițat pe tot parcursul filmării. Iar acum îl veți vedea pe Darusel în curcărețul care s-a încurcat pe tot parcursul filmării. Dar stați puțin, acum îl veți vedea chiar și pe Castoro în aceeași situație. Iar acum Darusel care nu știe în ce lume e. Auzi și tu? Ce s-aude? Credeați că doar mai devreme s-a încurcat Darusel? Lasă că vedeți acum. Apelăm de la planul început. Acum ce facem? Cred că trebuie să apelăm de la planul din ce... Trebuie să apelăm de la planul de la... Darusel care uită cuvintele. Că am venit la dumneavoastră. Mai vorbim că da. Darusel nervos care a devenit mai nervos pentru că se încurca. Iar Castorul care încerca să-l învețe cum să zică și evident că Darusel se supără și mai rău. Și Castorul râde de el. Bă, tu faci mișto de mine. Tu faci mișto de mine! Bine, mă, hai! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu poți să-mi lași o idee pe care să o fac în episodul următor de Roblox Roleplay și există șansa ca ideea ta să fie folosită în unul din următoarele episoade. Deci, pentru asta, activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez. Hehehehe!